A fost adoptat de orașul roman, dacă vreți, pentru că nu este romașcan prin naștere. A activat la noi înainte de primul război mondial, în 1915, și până la sfârșitul perioadei interperice și-a desfășurat activitatea ca medic primar al județului roman. O activitate care se concretizează atât în conducerea acestui serviciu sanitar, cât și în muncă de teren și activitate de cercetare și publicare a unor articole în revistele de specialitate medicală ale vremii, dar și în volum, așa cum avem și noi în patrimoniul Muzeului de Istorie.